în stilul care îl caracterizează primarul comunei Albăta Ion Dumitru, ales să facă haz de opoziție, opoziție care acuză faptul că prin ordonanța migrației PSD dorește să ia toți primarii. Cum? Promițând joi, în glumă, în ședința colegiului prefectural, că primii trei primari care vor trece la PSD în următoarele 45 de zile vor primi câte o mașină. Cum gluma făcută la Pitești și luată ca atare de cei care îl cunosc a fost preluată ca ceva serios în presa națională, primarul a prezentat astăzi și mașinile care vor fi date către cei care schimbă carnetul de partid. Asta este dastărul despre care vorbeam. Nu cum spuneați în mănăstire că deja am dat cheile și urmează să mai dau cheile. A fost o glumă. Glume cu care eu, pentru că la colegiul prefectual, dacă bine ați văzut, veniți degeaba de multe ori. Și întotdeauna am ținut să destindem atmosfera, să facem o glumă ca să vă simți și noastră bine. Dar dacă am ajuns pe toate posturile de televiziune că dau trei dastăre, nu era acesta pentru bebeivan și acestea pentru cei mai mici.